Oficiul pentru protecția consumatorului intenționează să introducă în școlile clujene un curs în cadrul căruia elevii să fie informați cu privire la drepturile lor și despre ce anume trebuie să facă în momentul în care cumpără un anumit produs. Prezent la emisiunea Actualitatea Someșană de la Someș TV, comisarul șef Mircea Radu, din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Cluj, a declarat că din luna octombrie în școlile din județ se va preda un curs despre importanța cunoașterii drepturilor consumatorului. Mai mult, se vor organiza și concursuri, în urma cărora elevii participanți vor fi răsplătiți. Să intrăm prin comisarii noștri să predăm elevilor, copiilor, ABC-ul protecției consumatorului. Pentru că e baza alimentației, e baza siguranței privind contractele încheiate, e baza tot ceea ce înseamnă viață și existența noastră pe în această zonă. Pentru că dacă nu suntem bine informați, cădem în capcana contractelor, dacă nu suntem alimentați, nu ne alimentăm corespunzător, ne îmbolnăvim, dacă... Exemplele pot continua. Deci, în primul rând, o să încercăm, acum, începând cu această lună, de fapt, cu luna octombrie, la nivelul Cluj, la nivelul orașelor din zona Clujului, vom intra și vom predea în anumite școli. Încercăm să generăm și un mic concurs cu sponsor ca să fie atractiv pentru copii, nu neapărat până înțeleg fenomenul. După aceea încercăm să fie o aplicație în programa școlară.